Credincioșii sunt în dilemă dacă pot merge sau nu la sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași, în condițiile în care orașul este în scenariul roșu. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei susțin că nu se dorește restricționarea accesului credincioșilor care vor să vină în pelerinaj. Hramul Sfintei Parascheva este pe 14 octombrie. Nu dorim niciun fel de restricționare a pelerinilor pe niciun fel de criterii. Pelerinajul se va desfășura în aer liber. Accesul se va face ca și anul trecut pe culoar unic de o persoană la distanță una de cealaltă cu respectarea regulilor specifice acestei perioade cu flux de intrare separat de cel de la ieșire. Nu ar trebui așadar să fie niciun fel de pericol din punct de vedere epidemiologic, au declarat reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Constantin Sturzu, spune că spre deosebire de anul trecut, când în curtea mitropolitană doar localnici au avut acces în baza buletinului, anul acesta pelerinii pot veni să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de hramul acesteia, doar că trebuie respectate celelalte reguli specifice acestei perioade, precum masca sanitară, dezinfectarea și păstrarea distanței sociale. Anual, în preajma zilei de 14 octombrie, Iașul devine cel mai mare centru ortodox de pelerinaj din țară. Sfânta Parascheva e considerată ocrotitoarea Moldovei și a celor nevoiași. Din cauza ratei mari de infectare, Iașul este în scenariul roșu, ceea ce impune noi măsuri.